Romanian Music Awards este evenimentul care a reușit după multă vreme să aducă la olaltă cei mai tari artiști ai momentului. Înainte de începerea galei, Ana Morodan și-a intrat în premieră în rolul de reporter și a primit invitații pe un covor inedit. Păi, dragul meu, o contesă care-i, cum să zic, din regalitate, are sânge albastru, au pus covorul strict pentru mine. Mă rog, și pentru o anumită băutură. S-a așa de tristă și se asemăna cu ceva alcoolic, dar nu pot astăzi. Poate cu un cocktail. Da, cu un cocktail. Am văzut ieri unul pe Pinterest foarte drăguț. Un cocktail care îl faci de Halloween. Non-alcoolic. Non-alcoolic, no. Bine, dacă tu zici. Dorian Popa a prezentat alături de Teo Roz marele eveniment. Și n-a fost doar prezentator, ci și câștigătorul premiului Best on Social Media. Când eu vorbeam de social media și Capatos aici o să zâmbească în colțul gurii, oamenii râdeau de mine și spuneau: ce faci, mă, tu, fraiere, acolo? Te filmezi când te hâți, Johnule, și când hau-hau? Și eu le spuneam: da, mă, uite, o să vedeți voi că într-o bună zi filmatul ăsta o să răsplătească. Și nimeni nu credea, nimeni nu mă înțelegea. Iată-ne trei zile mai târziu, cum s-ar spune, la momentul adevărului. Social media este în momentul actual puterea principală. Dorian a încercat la un moment dat să-și treacă hâț drept prenume în buletin. Să știi că am demarat procesul atunci, am ajuns până într-un punct destul de avansat, însă m-a speriat ideea. Și aici au intervenit avocații mei și oamenii care se ocupă de partea mea juridică. Ideea că toate firmele mele vor fi afectate în mod direct de schimbarea numelui meu. Și am zis, bă, joacă, nebunia nebunie, dar totul până la business. N-aș vrea să am probleme de ordin fiscal, pentru că mi-a trăznit mie într-o dimineață să mă numesc Dorian Hâț Popa, înțelegi? Îmi poate într-o bună zi o să mă numesc Dorian Shaorma Popa. Niciodată să nu spui niciodată, eu sunt plin de surprize. Surprinzător sau nu, Dorian și-a cumpărat o super mașină de sute de mii de euro. Băi, deci vrei să spun un lucru? Dacă nu ar fi fost situația asta atipică cu pandemia și cu toate chestiile astea, mașina mea ar fi ajuns de mult. Dar nu știu ce să mai zic, număr zilele precum un copil care le așteaptă pe Moș Crăciun. Am norocul că mi s-a spus că mașina a intrat în producție acum vreo două săptămâni și înțeleg că în loc de început de martie, acum e început de februarie. Dar oricum, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, cinci luni mai sunt. Bine, timpul zboară. Da. Până să-și mai vadă un vis împlinit, vloggerul are de trecut printr-o iarnă de care se teme în privința facturilor. La curent, ultima dată a avut de plătit numai puțin de 8.500 de lei. Poate eu am avut un pic mai mult noroc și poate am știut cum să mă descurc mai bine în viață, în așa fel încât să nu mă surprindă foarte tare această factură, dar sunt oameni pe care facturile îi vor surprinde și îi vor surprinde rău. Eu nu pot decât să le transmit să fie pe poziții, să-și gândească foarte bine felul în care își cheltuie bănuții, să-și restructureze prioritățile, pentru că vine o iarnă a naibii de grea. Eu spun asta de două luni de zile, dar oamenii nu mă înțeleg sau probabil nu mă cred. Vine o iarnă grea, o să fie o iarnă foarte grea. Stai să vezi primele facturi la gaze, că deocamdată folosim gazele doar ca să încălzim apă. Stai să vezi când o să încălzim casele cu gaze, ce se va întâmpla. Dumnezeu cu mila și capul sus. Și că tot veni vorba de temperaturi, Loredana a reușit să încingă atmosfera cu o ținută care a sfidat frigul. E o ținută solicitoare, nu? E o ținută de seară, e o ținută de covor albastru și cred că e o ținută care mă reprezintă și în care mă simt eu, Lori, bine și o ținută care îmi doresc să fie și un tribut fanilor mei. Zim ce premiu crezi că o să iei în seara asta? Premiul întâi. nu cred că contează premiul. Contează că am șansa să fiu aici la Râmnicu Vâlcea și să cânt fanilor mei și tuturor românilor care ne urmăresc în această seară în direct. Cred că ăsta e cel mai important premiu. Restul nu contează. Cred că tu reziști cu stoicism la fric, la cum ești îmbrăcată. Sunt antrenată, dragul meu. În schimb, Nicole Șeri a cam dârdâit. Te-ai uitat pe vreme înainte, nu? Ca să vezi dacă... Da, de dragul modei, na.
Mai sperim un pic. Cât ți-a luat să alegi ținuta asta? Nu foarte mult, să știi că s-a întâmplat totul destul de repede, mai ales că e o perioadă aglomerată și n-am avut foarte multe opțiuni, dar a fost una și bună. Ți-a mult să te pregătești de obicei? O oră, o oră jumate pentru un eveniment mare la care, na, poate mă machiază altcineva. Dar dacă e nevoie, sunt gata și în 20 de minute atunci când mă pregătesc eu singură. Deci eu, dacă ești gata în 20 de minute, cred că ești femeia ideală pentru că... Real chiar sunt pentru Florin. Pentru că de multe ori îl aștept eu pe el și zic, mă, nu știu ce... Tu chiar ești norocos, adică, pe bune, eu sunt gata mereu înaintea ta. Eu sunt foarte rapid. Am învățat asta pentru că am fost și pusă în unele situații care m-au pus în fața faptului împlinit, că trebuie să fiu gata repede. Și am învățat să mă pregătesc în așa fel încât să arăt decent și să zică o lumea că, nu știu, chiar și-a dat interesul, știi? Din cauza frigului pătrunzător, Elena Gheorghe a fost nevoită să-și schimbe ținuta. Aveam o variantă, îți spun sincer că am fost foarte, foarte fericită când am venit aici și am simțit frigul. Aveam o variantă un pic mai sexy de atât și am zis, Doamne, ce bine că am avut inspirația de a mă îmbrăca așa. Elena va împlini în curând 20 de ani de carieră muzicală și nu se teme de artiștii din Noul Val. Ba chiar? Am legat o prietenie foarte bună și foarte... Mi s-a părut o tipă foarte mișto, Andia, care vine din Valul Nou și pe care o admir. Și, în general, mă împrietenesc cu artiștii noi pentru că sunt fresh, pentru că noi avem de învățat de la ei și au de învățat de la noi. Andia e una dintre tinerele cântărețe care au reușit să se impună în topurile muzicii românești. Mă gândeam, dar știi cum e? Mă gândeam cu entuziasm, dar nu știam că voi ajunge atât de repede. Și asta e un lucru fantastic pentru mine, pentru că mi-am arătat mie să nu mi-impun niciodată limite, dar niciodată. Și totul te poate lua prin surprindere, orice și orice pas, la orice oră. Ce m-a luat prin surprindere a fost când s-a viralizat Sfârșitul Lumii. Primele zile n-am înțeles nimic. După aia eram... Sunt virală peste tot, nu pot să cred. Adică asta a fost reacția. Poți să nominalizezi tu, că toți suntem la o gală cu premii, pe cineva pe care vei iubi până la Sfârșitul Lumii? Familia mea. Familia mea și vedem de acum înainte, dar în punctul acesta e normal să vorbim despre familie, pentru că ei sunt de la începutul lumii, practic, până la, Doamne ajută, mi-aș dori să fie până la final cu mine. Și Bogdan de la Ploiești se înscrie în categoria celor mai apreciați artiști români. Muncesc de minim 10 ani de zile, cu toate că oamenii mă cunosc abia acum, după un an, doi, să zic. Muncesc de când mă știu și îmi place foarte mult ceea ce fac. În drumul meu cred că au fost 90% oameni răi și 10% oameni buni. Am încercat să învăț ce e mai bun. Am învățat să ascult și cred eu că e bine să nu te lași niciodată. Indiferent de cât de greu ar părea, e bine să nu te lași niciodată. Bogdan ne oferă și o informație bombă. Acum fac și filme mai nou, o să avem cel mai tare film cu mine, rol principal. Și ce să zic, cred că o să-mi bag coada peste tot, unde e de muncă și unde consider că mi se potrivește, acolo voi fi și eu. Bie și Nicole Sherry, sunt foarte, foarte multe vedete, Romania, Shelly, toți prietenii noștri și avem cea mai tare echipă, îi salut din toată inima. Sunt foarte, foarte entuziasmat că i-am cunoscut și o să iasă cel mai tare film, credeți-mă, adică în decembrie, pregătiți-vă. Cred că perioada Crăciunului venim cu cel mai tare film, o să fie și comedie și muzical, o să și cântăm un film și o poveste cât se poate de frumoasă. Chiar dacă nu a avut nicio legătură cu muzica până acum, Oase n-ar spune nu unui proiect muzical. Maxim, cred că aș putea să fac puțin rap, dar nu este aria mea deloc. Și nu cred că aș face față, sincer. Adică mi-ar plăcea să încerc un proiect
de fan, pentru mine, să văd dacă pot să fac și asta, cu toate că nu cred, dar aș face-o fix de plăcere și ca o activitate de sâmbătă. Vreau să te pun să-mi faci un freestyle. Oh, Doamne ferește! Dacă mă pui, nu. Dacă aveai gheață aici, dacă se mai lasă răcoare, mă chem, vin și mi-aduc patinele și ne patinăm pe aici un pic. După interviuri, toți artiștii au făcut show pe scenă. Te voi iubi până la sfârșitul lumii, până când totul sus se